Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Și în mod special, în ultimul timp, observ că am dezvoltat deja oficial o obsesie către parfumurile din zona middle-easter. Așadar, dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe implicit clopoțelul pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Abonarea pe acest canal de YouTube, like-urile și comentariile sunt total gratuite. Și ca să mai animăm puțin atmosfera, am decis ca de azi înainte, indiferent ce tip de videoclip voi filma, să vă spun de la bun început parfumul zilei. Oricum, voi cam vedeți parfumul zilei atât pe pagina mea de Instagram, cât și pe contul meu de TikTok și aici pe YouTube în short și nu în ultimul rând pe grupul meu de Facebook cu și despre parfumuri Frag Family. Apropo, dacă nu v-ați înscris în el, vă aștept. Și parfumul zilei de astăzi, de fapt parfumurile zilei de astăzi, vin de pe site-ul celor de la Dubai Collection. Odată avem Sunset in Capri de la Maison Asrar. V-am vorbit în acest videoclip despre el. Iar pe lungimile părului am aplicat 8 Wonder de la Wood Darabi, London. Da? Asta este My Scent of the Day. Și atunci când îmi lăsați comentarii, mi-ar place să-mi scrieți și ce parfum purtați voi în momentul în care veți vedea acest videoclip. Și așa, eu, astăzi când filmez, este vineri, iar voi îl veți vedea mâine, sâmbătă, ca de obicei. Bun, în videoclipul de astăzi am decis să îi fac loc să-l strecor printre toate videoclipurile de pe agenda mea, deoarece l-ați cerut în număr extrem de mare și anume să vorbesc despre parfumurile mele pudrate. Vă zic de la bun început, cred că din nou, dezvolt o mică obsesie, deoarece în momentul în care am ajuns la dulapurile mele cu parfum, pentru că, da, în momentul de față, parfumurile mele sunt în mai multe spații de depozitare din casă, am descoperit că am foarte multe parfumuri pudrate. Și astăzi vom vorbi despre mai multe categorii de pudrate, cel puțin în opinia mea, da? Avem pudrate, pudratele clasice, da, cu aroma de pudră, de make-up, pudratele cu ceva ruj, te pup Andreea, m-am prezentat la datorie, Andreea știu că așteaptă acest videoclip, la fel doamna Eni așteaptă acest videoclip și multe, multe altele dintre voi. Am și un pudrat gurmand, da, o să ajungem la el și o să vorbim, dar am și pudratele acelea, curățele fără a fi, fără a avea acea tentă săupie, acea tentă de săpun. Și să intrăm în pâine și primul despre care vom vorbi, apropo, sunt foarte multe, sunt peste 10, nu o să stau ca de obicei, spre marea bucurie a câtorva dintre voi, nu o să stau ca de obicei să disec fiecare parfum, o să vă las notele pe undeva pe aici pentru fiecare, și la fel o să vă inserez videoclipurile în care am mai vorbit despre ele. Primul parfum, cel mai cel mai pudrat, mama pudratelor din tot ceea ce am, vine de la Fragrance World, uh, gama al Atur, subdiviziunea gama, da? Înțelegeți voi? Și se numește Maschi. Maschi, V-am mai vorbit în acest videoclip despre el. Vine în această sticluță superbă, în opinia mea. Deci, e cea mai uh, eleganțistică sticluță din tot ceea ce înseamnă middle eastern de la mine din casă. Și acest maschi, exact cum v-am mai spus eu, în holul uh, în care vi l-am prezentat, este pur și simplu pudra mamei într-o sticlă. Da? Foarte, foarte multă pudră în acest parfum, pudra aceea clasică de make-up, da, pudră peste pudră, peste pudră, peste pudră, cam asta este în um, acest parfum, pudră, vanilie și zahăr, da, știu că are listată și nota de trandafir, știu că are listată și o iasomie, uh, <coughs> Nu pot spune că trandafirul din el mă ia și mă dă de pereți, așa cum nu pot spune nici despre iasomia din acest parfum. Nu, pentru mine acest parfum este strict acea pudră de make-up combinată cu vanilie și cu zahăr. Nu știu de unde, mai ales în dry down-ul final. Mie fix combinația asta, dar Pur și simplu simtizul acela de zahăr mi-a mai zis cineva într-o discuție în privat, domne, tu cum simți zahărul? Că zahărul nu are miros. Ba da, pentru mine zahărul are miros. Da? Iar pe piele, așa la atomizor, nu resim decât o pudră și ceva mosc din zona curățel. Da? Însă, pe piele, chimia aceasta o face cu mine. Da? Este pudra mamei plus vanilie plus zahăr. Da, este cel mai, cel mai, cel mai pudrat din tot ceea ce am. Îmi cer scuze, dar îmi vine să tușesc și tot încerc să mă abțin, să nu vă oripilesc cu trusea mea. Bun, următorul, v-am făcut aici unboxing-ul, este Dihia de la Twins Paris. Apropo, pentru fiecare parfum de pe site-ul celor de la Dubai Collection, Roș 25, indiferent dacă doriți să comandați mostre, ceea ce știți că eu recomand tot timpul, cumpărați întâi mostre, întâi testați, da? Testați parfumurile înainte de a le lua full size, pentru că treaba cu parfumurile e ceva total subiectiv. Nu pe toți fac aceeași chimie, nu tuturor ne dă. Ne dau aceleași imagini. Vorbim despre Dihia sau am văzut pe, sta, pe site Diana, da? Este fix același parfum, da? Uh, V-am făcut aici unboxing și primele impresii. Dia Diana, cum vrea el să se intituleze, este un parfum superb. Pentru prețul plătit, pentru. Da? deci are performanțe extrem de bune, extrem de bune pentru prețul plătit, iar mirosul este ceva divin, din nou pentru mine. În acest parfum, eu personal resimt similitudini cu uh, Casa Blanca de la Swiss Arabian, însă pe măsură cu Casa Blanca de la Swiss Arabian, pardon, și Golden Sand de la Al Rehab, da. Resimt similitudini. Este ca și cum Casa Blanca de la Swiss Arabian și Golden Sands de la Al Rehab au făcut un bebe. Acesta este bebe, da? Dar nu este un gurmand banal, este și sofisticat, are și o atingere dark, este și senzual și în dry down-ul final eu resimt acel iz de Nu este strict pudră de make-up, este ca și cum ajungi în camera mamei, în gentuța mamei cu make-up, cu produse de make-up, și pur și simplu ai într-o mână pudră și ai în cealaltă mână paleta aceea de farduri pentru ploape. Da? Și este ca și cum le apropii pe ambele și inspiri. da Pur și simplu. Asta îmi dă mie pe pielea mea în dry down-ul final. Este acel is de make-up, bineînțeles, din care face parte și pudra. Dar foarte, foarte fain. A fost uh, un parfum, sinceră să fiu, nu mă așteptam să fie chiar atât de wow. Sincer. Următorul de pe listă, vi-l voi prezenta în felul următor, pentru că da, acest parfum mă obsedează. Tot de la Dubai Collection, tot Roș ro 25, apropo, apropo, apropo. Uh, tobe pe fundal, surle și trâmbițe. Codul Roș 25, vă voi lăsa linkuri, ca de obicei în bara de descriere pentru absolut fiecare din parfumuri, pentru contul de Insta, pentru contul de TikTok, pentru grupul meu de Facebook, Frec Family. Însă, știu că sunt multe dintre dumneavoastră, doamnelor, ce mă urmăriți? și nu vă aflați în România. Cei de la Dubai Collection știți au și site-ul pentru Uniunea Europeană și oficial codul ROJ25 este valabil și pe acel site. Da? Deci folosiți ROJ25 pe oricare din site-urile celor de la Dubai Collection. Ori Dubai Collection RO, ori Dubai Collection Uniunea Europeană. Da? Codul este valabil pentru ambele site-uri. Bun. Parfumul mult adorat de mine este nimeni altul decât Baracat Gentle Gold. Da? El vine așa, s-a băut atât. Da? Și nu, din acesta am făcut, cred că, 3 decanturi, acte 3 ml. Da? Deci, nu vă gândiți că cine știe cui cât am dat. Și pentru că el a ajuns la acest nivel, a mai venit încă unul, da? Este sigilat, îl am aici, mi-am luat backup, da? Mi-am luat backup pentru că ador acest parfum, deci îl ador. Baraka Gentle Fluidity este cea mai elegantă și sofisticată vanilie. Miroase extrem de scump pentru uh, un parfum clonă, da? Miroase extrem de scump pentru o aromă a casei Fragrance World. Miroase extrem de sofisticat pentru o aromă Middle eastern, Da, în opinia mea și în percepția mea. Are și un iz slab gurmand. Da, acea vanilie îmi lasă senzația unui iz slab gurmand. Însă din nou se transformă pe pielea mea într-o vanilie pudrată. Da? Nu pot spune neapărat că m-ar duce, de fapt m-ar duce într-o pudră de make-up, dar pudră de make-up high-end, da? Ceva Chanel, Dior și așa mai departe. Dar foarte, foarte fain. O aromă total unisex, total, unisex, total feminină, în opinia mea, da? total feminin pentru gusturile și părerile mele și este genul acela de parfum superb, ca parfum de sine stătător, dar atât de multe variante de layering poți face cu acest parfum, merge absolut cu orice. Da, cu orice. Orice vrei să-i adaugi, cu oricare parfum căruia vrei să-i adaugi o vanilie sofisticată, și o tentă fină, fină de tot pudrată. Da, cu siguranță, baracat, gentle gold și... Adică se vede cât de mult îl iubesc, da? Deja mi-am luat backup pentru el. Bun. Următorul parfum vine de la Haifa. V-am vorbit în acest videoclip despre el. Și este Haifa 36. Da? Haifa 36 și el s-a băut cu drag și spor. Pentru că Haifa 36 este oh, Insolans Beci 2006. Da? Insolans Beci 2006 și pe acesta simt neapărat nevoia să îl pufăi pentru că a mi, -mi piace Insolans 2006. Da. Da. Este ceea ce trebuie. Uh, am și Insolans 2006, o să vă atașez aici o poză cu ambele, însă, însă, este aceeași aromă. Aceeași aromă. Este ca și cum intri în acel budoar și când spun budoar, nu mergeți către zona vintage, da? Mergeți către acea aromă de pudră ușor mai old school, fără a fi o aromă vintage, acele bombonele de violete pudrate și tot ceea ce înseamnă Insolans 2006. Da, cei de la Haifa, în opinia mea, au făcut o treabă nu bună, exagerat de bună cu acest parfum. Este atât de apropiat, v-am mai spus, după cum v-am spus și în videoclipul dedicat, ca să mă exprim așa, 98% după nasul meu și știu multe l-ați cumpărat, multe mi-ați scris și pe Frec Family și în privat și mi ați dat dreptate. Da, este 98% insolans 2006 cu precizarea că diferența de 2% constă în faptul că această variantă Haifa este oarecum mult mai pudrată decât insolans original. Din nou, îmi cer scuze, însă tot încerc să vorbesc și pe repede înainte. Da? Și pur și simplu este senzația aceea în care mie mi se usucă gâtul. Și dacă mă vedeți că mă foiesc pe aici, tot mă întind după parfumuri pentru că am aproape 17 parfumuri. Dar faptul că suntem în minutul 15 și eu am reușit să vorbesc deja de 4, îmi dă speranțe. Bun, Următorul parfum, de fapt următoarele două, v-am vorbit despre ele în acest videoclip, și primul din ele este Baby Powder de la Al Anic. Da, acele bombonele colorate, cum le spun eu, da, cum spun eu, acestei colecții de patru Bun. Baby Powder este acel pudrat dulceag cu acel, nu știu, acel iz proaspăt curat pentru mine. Știu că uh, multe dintre voi mi-ați spus că vă duce cu gândul exact uh, ca și numele pe care îl are către pudra de bebeluși. Pentru mine, eu nu îl percep a fi acel iz de pudră de bebeluși. Nu, sau pentru bebeluși. Că sună dubios pudră de bebeluși. Ok, Baby Powder este pudrat, după cum v-am spus, vesel, dulceag, jucăuș și la fel, la fel ca la Baracat Gentle Gold, Baby Powder este acea aromă pe care eu o port de sine stătătoare, da, fără a-l combina cu absolut nimic și îmi place foarte mult. Însă, din nou, merge în extrem de multe variante de layering. Dacă aveți un parfum căruia vreți să îi oferiți o dulceață moderată, da, nu ceva copleșitor, nimic in your face, nimic care să te ia de păr, da? Um, și un subton pudrat, Baby Powder este alegerea potrivită din nou, în opinia mea și în felul în care eu percep parfumurile. Și din aceeași gamă. Un alt pudrat este Violet. Violet de la Alanic vine în același, aceeași sticluță, numai că de data aceasta este violet. Și în violet, 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 cum vreți voi, este primăvară, ești în acel câmp cu toporași, ți-ai făcut un buchețel, și ai pe deasupra, fiind primăvară, o jachetă din piele întoarsă, dar o piele întoarsă extrem de uh, calitativă, da? ceva foarte scump, ceva foarte bine lucrat. Pentru că avem acele violete pudrate, eu personal sunt uh, iubitoare de insolans, însă nu pot spune că Violet este un parfum inspirat din Insolans, pentru mine clar nu este. Are ceva similitudini, este adevărat, în tocmai datorită notelor de violete. Însă, Violet de la Alanic, în opinia mea, nu este un parfum inspirat din Insolans. Da, deci ai pur și simplu, ești pe acel câmp de toporaș, este primăvară, ai o rochiță romantică și de ce spun că ai neapărat o jachetă de piele întoarsă. În toată nebunia asta cu nebunia asta frumoasă cu violete pudrate, la un moment dat, cel puțin acum după macerare, ajungem din nou la macerare, după macerare se resimte o atingere foarte, foarte, foarte fină, da? foarte fină de piele întoarsă. Dar da, categoric, având treaba aceea cu violete pudrate, mă duce în zona parfumurilor pudrate. Următorul, v-am tot zăpăcit cu ghilimelele de rigoare cu el. Este o mare dragoste pentru mine, vă las aici unboxing-ul și primele impresii. Este de la Casa Afnan și se numește Rar Passion să rămână doamna Eni, da? Deci, rar passion pentru mine este parfumul categoric doamna Eni. Bine, știu, mi-ați trimis poze, mi-ați scris cât de, câte vi l-ați comandat, cât de încântate sunteți de el. Să rămână din suflet că aveți încredere în felul în care percep eu un parfum. Dar doamna Eni a fost singura care și-a achiziționat două sticluțe. Rar passion. Oh. Și asta trebuie pufăit, deci asta trebuie pufăit, că nu, nu stăm la discuții. E, așa da, Rar Passion este acea floare de portocal pudrată, acea floare de portocal luminoasă, uh, mierea, uh, nu, seva aceea mieroasă, da, spuneam mierea aceea sevoasă, dar nu mai contează, uh, Seva aceea mieroasă a florilor, combinată cu acea floare de portocal pudrată, îi lasă un fin de tot subton gourmand. Da? Are și 30% similitudini cu Oriana de la PDM, însă, din nou, cu scuzele de rigoare, dacă iubiți Oriana de la PDM și poate este chiar parfumul dumneavoastră, semnătură, nu mi-o luați în nume de rău, însă l-am testat și personal să spunem la modul finuț și elegant că nu am chimie cu acel parfum. Însă Rar Passion de la Afnan cu siguranță este ceea ce mă așteptam eu să fie Oriana de la Pidie. Da, este acel floral pudrat, dacă l-aș putea cataloga astfel, deoarece um, treaba aceea cu floarea de portocal, floarea de portocal luminoasă, pudrată exact după cum v-am mai spus și mă repet în momentul de față, este prezentă pe uh, toată durata dezvoltării acestui parfum. Uh, în opinia mea, în opinia mea, <laughs> este acel parfum all season, da? în orice moment, în, da? oricând, oricând, oriunde aș purta rar Passion liniștită. Următorul parfum despre care vom vorbi este un nou intrat în colecția mea, însă, categoric, locul lui este în această selecție. Aveți aici unboxing-ul și primele impresii. Vorbim despre ultima lansare la Tafa Teriac. Da, și observați că nu uh, nu am avut cum să îl las să se așeze, matureze, macereze. L-am și purtat pentru că vreau să-l descoper din ce în ce mai mult și din acesta, dacă nu mă înșel din nou, au făcut decât 3 decanturi a câte 3 ml. Deci nu este, da, dar, dar, aceste teriac de la Latafa, hai doamne, e genul acela de parfum senzual, gurmand, sexoșenie într-o sticlă, cum spun eu, are și ceva accente dark are și o piele întoarsă acolo care e nebunie, are și o tentă lactonică, are și similitudini cu label și label Le Parfum ale casei Jean Paul Gaultier, însă nu pot spune că este un parfum inspirat ori din label, ori din label Le Parfum. Mai degrabă este un mix între cele două. La un moment dat, ar ar fi un mix între cele două combinat cu Pure Excess, că știu că și în videoclipul în care am făcut unboxing din nou, vă las imaginea undeva pe aici. I-am uh, pocit numele, dar dar de ce este el aici? Păi este gurmand, este senzual, este sexoșenie, sexo iar. În dry down final este și pudrat, pudrat în sensul de Pudrat vanilat cu ceva piele întoarsă. da Este ca și cum ai o bucată mare de, de piele întoarsă, din nou de calitate foarte, foarte, foarte bună. Este extrem de minuțios și atent lucrat acest parfum. Cu siguranță, imediat ce apare din nou pe unul de, din site-uri, mai iau o sticlă. Pentru că, da, ador la bel. Și revenind, hai că eu pe măsură cel miros îmi vine să vă spun mult mai multe despre el. În dry-down-ul final este ca și cum ai o bucată foarte, foarte mare de piele întoarsă, peste care pur și simplu presare o pudră vanilată. Da? Cam asta este senzația, de aceea l-am inclus în această categorie de parfumuri pudrate. Are ceva pudrat în dry-down-ul final. Dar un pudrat ce, nu știu cum să zic, parcă pur și simplu îi sporește doza aceea sexy, atingerea aceea sexy. Foarte, foarte fain! Foarte fain! Um, mă gândeam că ar fi frumos, da? Și nu neapărat uh, pentru faptul că domnul Quentin Bish este nasul acestui parfum, ci strict în baza notelor, da? Mă gândeam așa că cum ar mirosi, însă nu mă gândeam că este atât de wow, sincer vă zic. Încă o dată îmi cer scuze, dar sunt pe repede înainte. Oricum, mai avem 2, 4, 6, 7 parfumuri. Minutul 26, deci cred că îmi bat recordul cu acest videoclip. Bun. Următorul parfum este acel pudrat gourmand, da? despre care v-am spus la începutul videoclipului. Uh, din nou, vine de la Dubai Collection, din nou Roș 25, pentru că așa m-a ajutat și pe mine să-mi uh, strâng mai multe puncte și pot plasa comenzi. Și este acel parfum pentru care eu trebuie să-mi fac backup de urgență. Emir, frenetic, delicios. Da, și ca să vedeți goliciunea acestui parfum, da? Sunt pur și simplu obsedată de aroma acestui parfum. Nu-mi pasă că vremea s-a încălzit, nu-mi pasă, da? Eu trebuie să port în continuare acest frenetic delicios. Pentru că este acel gourmand altfel, da? În sensul că, în afara faptului că e acea aromă sofisticată, luxoasă, opulentă și senzuală, acesta ar fi, mai verific o dată, dar da, în momentul de față, Frenetic Delicios este primul parfum total unisex din colecția, din colecția, din selecția de astăzi. Și după ce trecem de lavandă, Apropo, știu că am mai vorbit cu cineva și a zis, băi roșin. eu nu am putut trece peste lavanda din deschidere. După ce se așează acest parfum, dacă lavanda din deschidere vi se pare mult prea sharp, sharp mult prea ascuțită, mult prea in your face, după 3 săptămâni, da, dacă îi dați un pic de timp, cum necesită 90% din parfumurile arabești, 99% da, necesită răbdare, niciodată nu vă formați o primă impresie decât dacă sunteți foarte in, da, foarte fani ai acestei zone în momentul în care testezi foarte, foarte, foarte multe parfumuri Middle Eastern da, de la o primă impresie ți-ai putea forma, da, cât de cât o idee însă niciodată un parfum Middle Eastern nu va rămâne la fel ca atunci când l-ai pulverizat pentru prima dată. Din proprie experiență și știu că sunt multe persoane care sunt de acord cu ceea ce susțin eu acum. Revenind la Frenetic Delicios, după ce trecem de lavandă, cacao, cireșe, vanilie, o fină fină atingere lactonică și în general tot ceea ce înseamnă Uh, gustări gurmande sofisticate. În dry down-ul final, acest frenetic delicios este acel pudrat gurmand, cel puțin pe pielea mea. În sensul că se resimte toată, tot mixul acesta, da? toată rețeta aceasta de tartă delicioasă, dar um, aroma în sine, nu știu cum, mi-e foarte greu în momentul de față, nu știu de ce să-mi leg ceea ce gândesc cu ceea ce mi-e pe gură. În sensul că pur și simplu eu percep acel gurmand pudrat. Tot acolo am ajuns. Este gurmand, este dulce, este senzual, nu este gurmandul banal, dar este, se resimte ceva, izul acela pudrat și nu este pudra aceea de make-up, nu este pudra aceea de nicio formă decât pudra aceea gurmandă ca și cum ai adăuga unei tarte, hai că încep să revin, încep să lucrez rotițele, este ca și cum ai adăuga acelei tarte delicioase o pudră da, pentru a o face extra senzuală, extra delicioasă. Mai mult de atât nu pot, deci <laughs> nu pot mai bine de atât să descriu de ce frenetic delicios pentru mine este acel pudrat gurmand. Dar da, în dry down eu asta resimt, cel puțin pe pielea mea. Apropo, dacă l-aveți, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii cum se dezvoltă pe dumneavoastră, cum este dry down-ul final. Dacă resimțiți sau nu ceea ce mă tot chinu eu aici să vă povestesc în legătură cu el. Următorul parfum este are și el ceva timp. Vă las unboxing pe undeva, nu unboxing, haul am făcut pentru acestea. Vine de la Fragrance World, a fost blind, da, habar n-am avut nimic de el, strict în baza notelor, dar m-a năucit. Vorbim aici despre Mask VIP și da, știți că v-am povestit în videoclip că în momentul în care l-am scos să-i fac uh, rilul acela, da, unboxing-ul pentru Instagram și pentru YouTube, îi desprinsesem medalionul acesta pe care scrie Mask Vip și are și un străsulete. Și bineînțeles, ca o meșteriță ce sunt, l-am reparat. Bun! Mask Vip! Haide de viața mea! Din nou este o aromă total, total unisex. Însă, ca să poți aprecia acest parfum la adevărata sa valoare, trebuie să iubești moscul. Da? Trebuie să-l iubești. Dacă nu ești în zona moscului, dacă nu ești în zona parfumurilor moscate, s-ar putea să spui, uh, ia uite și pasta ce-mi recomandă. Apropo, Simona, te pup dacă mă vezi ia-ți măcar un decant, iați o mostră de 2, de 5, decant de 10. Știu că tu ești fiartă cu ghilimele după nota de mosc. Știu că mi-ai cerut parfumuri cu mosc. Urmează, e pe listă. Țin minte, am și notat. Voi face și videoclip cu parfumuri cu mosc. Însă, revenind la acest mask vip care și el merită pufăit, că de ce nu. Doamne, doamne, doamne. Întâi și întâi de toate, mică paranteză. Eu am pentru acest parfum, de fapt, acea comandă în care a fost Mask Vip, Maski și nu mai știu ce am cumpărat, Hanan. Da? Pentru acele trei parfumuri nu v-am filmat unboxing. Eram tot așa în criză de timp și așa mai departe. Ideea e că, în legătură cu acest Mask Vip, chiar dacă eu i-am lăsat acel uh, timp, da? În momentul în care am deschis coletul, sticluța de parfum era încă rece. Din nou subliniez acest aspect. Nu testați parfumurile când sunt reci slash calde. Urmează vremea caldă, din nou va fi aceeași poveste. Lăsați parfumurile măcar, știu că e greu, știu că e greu, recunosc în mod public, nici eu nu reușesc să le las acel timp de 3 ore, da? Cu toate că am înțeles că cel mai indicat ar fi să le lăsăm 4 ore ca ele să-și revină după drum, din nou s-ar putea să. ca afirmațiile mele să iște alte controverse, însă îmi asum ceea ce spun, da? Pentru că am testat, am paratestat, am experimentat și, din păcate, este adevărat. De ce spun, din păcate, pentru că știu și eu, la fel ca voi, că nu ai cum, când primești un colet trebuie să deschizi, trebuie să miroși. Ei bine, revenind la Mask VIP în momentul în care l-am deschis, da? Chiar dacă el a stat 3 ore, la primul puf, pur și simplu, am avut nose blind, da? Nu am simțit nimic. Deci nu am simțit nimic. Eram chiar supărată, eram, am recitit notele, zic, Doamne, eu din notele astea nu am ce să fiu, nu am la ce anume să fiu anosmică. Însă, a doua zi, după primul puf, m-am dus, bineînțeles, din nou către el și a doua zi l-am simțit. Da? Și chiar dacă este genul acela de uh, parfum cu mosc, uh, parfum pentru haine albe, parfum pentru cămăși albe, um, are acea atingere, are un acord pudrat. Da? E genul de moscat pudrat. Dacă l-aș putea, putea cataloga astfel, însă. A, um, în momentul în care a, um, <gâng> în momentul în care eu spun moscat pudrat. Nu mergeți către zona parfumurilor parfumurilor săupii da săpunoase. Mask vip nu are absolut nimic săpunos în el. Nu este moscat pudrat, da are și ceva fin dulceag, dar foarte, foarte fin. Mai degrabă, aș putea spune că e o ușoară contradicție plăcută între note. Toată treaba asta în ghilimele, pentru că știu că sună aiurea. În sensul că este moscat, categoric, Moscu e șeful aici, da, e big boss. Este musc, moscat, muscat. Este moscat, are și acea chestie pudrată în el, însă este dulce fresh, dar n-are sens, știu, n-are sens ceea ce spun, dar nu este nici dulce la acela copleșitor și nici freșul acela, eu știu, um, acvatic ierbos, da? Nu, este o treabă minunată, nu mă credeți pe mine, luați mostră din el, din nou roșu 25, help me um, și testați-l, dar da. Este, cu siguranță, un unisex și este acel parfum, cum se spune la noi în România, easy rich. Da? Deci, e parfumul acela de zi cu zi. Nu ai nevoie de o ocazie specială, nu ai nevoie de absolut nimic pentru a purta mask VIP. Și, din nou, mă repet, este super ok atât pentru domni cât și pentru doamne. Următorul este tot un New Entry în colecția mea. Vine de la Casa Al Haramain. Îl vânez de extrem de mult timp, dar extrem de mult, da? Când spun extrem, credeți-mă. Um, îl vânez, dar tot achiziție blind, tot, totul în baza notelor și îl vânez deoarece pe majoritatea site-urilor l-am văzut la. 300 de lei, 250 de lei și am zis hai că mai stau, hai că mai stau și de bine ce am stat l-am găsit pe Vivantis la 120 de lei. Vorbim aici despre Royal Mask și da, pe acesta vi l-am adus cu tot cu cutiocul în care vine, care da, din nou este foarte mare, pentru că nu v-am făcut decât short, da, nu v-am filmat decât short. Nu v-am făcut unboxing, nu v-am făcut primele impresii. Așa se prezintă casetuța în care se odihnește acest Royal Mask de la Al Haramain. O sticlă extrem de grea, dar extrem de frumoasă, cel puțin în opinia mea. Și îl pun așa ca să vedeți și dumneavoastră degradeul acesta superb. Da? Vine de la albastru și se domolește, se temperează în ceva vernil. Capacul e genul acela de capac armă albă, da? Exact cum v-am mai spus și în alte videoclipuri, i a aruncat un capac de ăsta cuiva în cap, s-a terminat, da? LCM. Nu traduc LCM, dar știți voi ceea ce înseamnă LCM, da? Nu instigăm la nimic. Oh, și ăsta, da, ăsta din nou trebuie putrat. Dacă inițial Uh, Mi-l doream și mă gândeam, wow, 300 de lei. Bine, 300 de lei, din nou, în opinia mea, suma de 300 de lei pentru... hai de viața mea! Pentru parfumurile Al Haramain nu este o sumă exorbitantă. Uh, din nou, hai că suntem în minutul 40, îmi permis să fac o mică paranteză. Uh, știu că Există multe persoane care detestă parfumurile arabești și le dau cu hate, tocmai din prisma că, citez, păi sunt niște arabești, de ce să coste 200, 300, 400, 500? Am încheiat citatul. Pentru că, din păcate, există multe persoane care au rămas de pe timpul în care la Tafa și-a făcut apariția în România și tot ceea ce însemna parfum arabesc era 30 de lei, 20 de lei și așa mai departe. Ei bine, nu spun faptul că, din nou cu scuzele de rigoare, dacă sunteți iubitori la Tafa, fanii ai casei și așa mai departe, nu mi-o luați nume de rău. Însă, există case și case, da? exact ca în parfumeria de designer, exact ca în parfumeria de nișă. Um, Al Haramain este acea casă cu tradiție, este acea casă oarecum uh, niche quality, cum se spune, da? Este cu totul altă poveste și atunci treaba asta este valabilă strict pentru persoanele care au o problemă că parfumurile arăbești trebuie să coste toate sub 100 de lei. Ei bine, Casa Amoaj. Da? Coco, salut! Nu am cum să, să nu reproduc cu ocazia asta ceva ce m-a marcat în videoclipul tău, într-unul din videoclipurile tale, atunci când ai spus, Fromaj amuaj. Bun. Deci, dacă nu spuneam și o treaba asta pe YouTube, jur nu mă simțeam bine. Bun. Încheind paranteza și Caterinca, pentru că da, mai și râdem, totuși, zic, sper, da? Uh, amuaj este casă de nișă. Însă, Amoaj este o casă middle Easter, da? Adică nu înțeleg și mi se pare of, că miroase ușor a ipocrizie, da? Chestia asta cu cum să dau 200 de lei pe un răbesc, Păi fratele meu slash sora mea, cum de dai 900 de lei pe un amuaj? Adică, da, bun, mi-am spus și eu oful, revenind la Royal Mask. Royal Mask, din nou, este acel parfum literalmente, totalmente unisex. Este un unisex, este genul de aromă și casual și elegantă. Royal Mask e genul acela de parfum, bineînțeles, cu mosc, care îți umblă puțin la atitudine, îți umblă puțin la starea de spirit. Royal Mask e acel parfum care îl văd purtat de un slash o CEO, da? pentru că în afară de moscul pudrat, da? ajungem din nou la mosc pudrat, de fapt tema subiectului de astăzi, videoclipului de astăzi, parfumuri pudrate, da, în Royal Mask se resimte acel mosc pudrat. Din nou, la fel ca în uh, Mask Vip, nu spun acum, dacă vă spun la fel ca în Mask Vip, nu înseamnă că aceste parfumuri au similitudini decât faptul că ambele sunt centrate pe un mosc pudrat. Da? Dar uh, Mask Vip nu este inspirație pentru acest parfum. În uh, acest parfum vorbim de acel mosc... Oarecum elegant, știu, nu are cum să fie, da? Așa vi-l descriu pentru că așa îmi transmite mie. Moscul um, acela, oarecum elegant, total unisex, exact cum v-am mai spus, dar are o parte pudrată. Are o parte pudrată, o pudră din aceea mai degrabă genul acela de pomadă de corp, dacă zic eu bine, am auzit undeva treaba asta. Um, dar nu în sensul de pudră pentru bebeluși sau uh, izul acela său pi pudrat. Nu, din nou. În Royal Mask nu întâlniți acel iz soapy. În plus de asta, eu mi-am notat aici pe o hârtiuță că acest parfum, că știți, eu mai cotrobăi, da? Și pe note, pe fragrantica, uh, acest parfum are aceeași, aceeași piramidă olfactivă, o să vă las aici ambele parfumuri, da? cu Tom Ford Mask Pure. Acum, eu nu mi-am pus nasul pe Tom Ford Mask Pure și nu vă pot spune dacă acesta este un parfum clonă sau inspirat din acel Tom Ford. Însă, notele acestui, piramida olfactivă a acestui Royal Mask de la Al Haramain, este identică cu Royal, nu, cu Mask Pure de la Tom Ford. Și din nou, da, este acel pudrat, nu, acel moscat pudrat curat, da? De aceea a fost inclus în videoclipul de astăzi. Următoarele două, și o să vedeți imediat de ce sunt două, deci mai avem 1, 2, 3, 4, încă patru parfumuri și ați ați scăpat de mine pe ziua de azi. Și eu încă o dată îmi cer scuze, dar uh, vorbesc la foc automat pentru că în videoclipul de astăzi sunt nici mai mult, nici mai puțin decât 17 parfumuri. Bun. Și din nou, părul nu-mi stă, știu. V-am zăpăcit de când mă cunoașteți, mie niciodată nu-mi stă părul. Mi-a mai spus cineva, o să-ți dau bani să te duci să te coafezi înainte de fiecare videoclip. Am închis paranteza, știi tu cine. Bun. Următorul vine tot de la Dubai Collection și este pe vine. Este pe drum avionul, da, pentru că vin cu avionul, parfumurile de la Rogue, da? Deci urmează parfumurile de la Rogue și nu în ultimul rând uleiurile Darabi. Din ceea ce am discutat cu Big Boss de la Dubai Collection. Primul va fi Ud Darabi, primele vor fi uleiurile de la Ud Arabi, iar apoi parfumurile de la Rogue. Cam asta ar fi ordinea în care vor ajunge pe site. Și eu aici, și vedeți cât de mult am consumat în, în cazul, în condițiile în care parfumurile casei Rogue, nu, parfumurile gamei Rogue de la Dubai Collection, știți și voi că sunt bombe. Da? Uh, nu eu le-am catalogat astfel, voi tot timpul spuneți că sunt bombe la capitolul performanță. Eu aici am uh, ruj mistic sau parfumul inspirat din uh, BDK Rouge Smoking. De ce este el aici în selecția cu parfumuri, cu și despre parfumuri pudrate? Hai viața mea! Da, deci la acest parfum o să mă tot auziți cu vai de viața mea și vai de sufletul meu. Da, am uitat să-l aduc. Am și uleiul ruj mistic de la Ud arabii, dar, 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 uh, vă las aici un videoclip, aici alt videoclip în care am vorbit despre el mai multe. Acest parfum este bijuteria mea din tot ceea ce am de la Rogue și dețin în momentul de față, momentan, pentru că vor mai intra în viața mea, trei parfumuri de la Rogue și anume Heavenly Essence, uh, inspirația pentru Killian Angel's Share și Spirits on the Rocks, inspirația pentru Apple Brandy on the Rocks, da? Și acesta. Însă, acesta este cel mai purtat deoarece... Este acel parfum ușor afumat, extra, extra senzual. Deci parfumul ăsta, pur și simplu, momentul în care l-ai pufăit, ești la mulan ruj. Da? Fără nici cea mai mică exagerare. Ești la mulan ruj, uh, ai numai uh, high heels, ai numai tocurile acelea înalte da? de jur împrejur, ai mult ruj roșu. Ai pudra aceea de budoar, pudra aceea de make-up, da? Dar, bineînțeles, ai și tonca, ai și vanilie, ai și cireșe, ai multe, multe. Cum spun eu, se întâmplă multe în acest parfum. Însă, dry-down-ul final și motivul pentru care el face parte din această selecție de astăzi este faptul că, um, în uscare, exact cum v-am zis, E pudra aceea și o fină, fină, fină atingere de ruj, dar nu este rujul acela foarte in your face ca în urmează să vorbim și despre el. Este ca și cum mai degrabă o urmă de ruj acolo, însă are pudră și are pudra aia. Da? E genul acela de parfum și știu, mi a cerut, urmează și această categorie, uh, face parte din genul de parfum de făcut copii. Da, da, deci cu ăsta trebuie să ai grijă atunci când îl porți. Și pentru că nu mai este momentan, momentan va reveni pe stoc. Am zis să uh, încerc și franțic 107.9, da, deci ai impresia că spui pro FM, 107.9, zici că e post de radio, dar nu mai contează. Uh, Francis 107.9 este acel parfum de la Fragrance World. De asemenea, inspirat din BDK Rouge Smoking, ar putea și acesta fi inclus în această categorie, doar că, nu mai vedeam bloterele, dacă parfumul de la Rogue, și vorbesc de acesta, este foarte, foarte in your face, și îți dă filme și îți dă senzații și trăiri și așa mai departe. Varianta aceasta de la Fragrance World este mai domolită. Ca să vă faceți o idee, vă fac următoarea comparație. Este ca și cum acesta de la Rogue este varianta extract de parfum, iar Francisco 107.9 este acel EDT, da? E de toalet dar nu în sensul de performanțe. Are performanțe destul de bune acest parfum în sensul de undeva la 7 ore, dacă nu mă înșel, mai ales după macerare. Dar tot ce se întâmplă în Ruj Mistic se întâmplă și, la, și în Francisco 107.9, însă la intensitate mai mică. Da? Pudratul acela sexy, senzual, nu îl resimt la fel de in your face. În Francisco 107.9 este mai degrabă o adiere pudrată, da? O adiere. Nu este ceea ce resimțim în rog. Nu, categoric, nu. Da? Dar este fix aceeași poveste. Cireșe, vanilie, doar că aici, în Franțicosta 7.9, nu prea resimt izul acela slab, afumat, pe care îl resimt în parfumul de la Rogue. Da? Dar, dacă vreți să testați o mostră din acest Fragrance World, eu cred că nu aveți nimic de pierdut. De ce spun asta? Pentru că, pentru, pentru, că, pentru multe persoane, varianta aceasta de la Rogue a fost exagerat de puternică. Da? Deci dacă Rog este exagerat de puternic, încercați francic. Iar uit, 107.9 este o idee mai domolită. Bun, acum vin încă două. Și aici am eu o problemă cu Latafa. Bun. O să dezbatem problema mea cu Latafa, oricum Latafa nici nu știe și nici nu interesează pe cei de la Latafa și ei trăiesc bine, mersi. Ei nu știu că eu sunt supărată pe ei, dar nu mai contează. Dar dacă am vorbit despre Francic 107.9, trebuie să vorbim și despre Francic 63.55 sau clona de uh, gris charnel de la BDK. Bun. Acest parfum de la Fragrance World, doamne Dumnezeule, lași bea între ghilimele este total, total, total unisex. S-a consumat atât deoarece și soțul meu întinde mâna către el, da? Aștept să reintre pe stoc și o să mai iau o sticluță și ce credeți, o voi ascunde. Dar, dar, mă umflă râsul că mi-a venit în cap subiectul acela, este în YouTube-ul extern cu panty <laughs> Nu pot spune neapărat că este un Penti Dopers acest Francic 63.55, însă pentru mine este senzualitate și sexoșenie prin toți porii, da? Toți, toți porii. Este pudrat aromatic, ca să înțelegeți de ce l-am inclus în această selecție. Știu că nu prea sau există sau nu există categoria asta de pudrate aromatice, însă eu așa l-aș descrie. Dacă ar fi să-l descriu în două cuvinte, pudrat aromatic, da? Așa l-aș descrie. Acel ceai la te cu cardamom și știți că am simțurile mele, între ghilimele, o iau razna atunci când port cardamom. Este acel ceai la te cu cardamom, nu pot spune că resimt uh, acea smochină da, cu desăvârșire, dar în uscare are acea uh, tentă pudrată, uh, pudrat cremoasă, da? deci el, dacă ar fi să-l descriu în două cuvinte, hai să spun concluzia, da? că totuși timpul trece, dacă ar fi să descriu în două cuvinte, francic 63.55, da, e, ar fi pudrat aromatic, da, ca și categorie olfactivă, iar în dry-down-ul său final, și o chestie care am observat-o inclusiv pe pielea soțului meu, deci inclusiv pe pielea unui domn, um, prinde acel iz pudrat, slash, cremos, dar foarte, foarte sexy. Dacă sunteți domni și dacă nu ați testat acest fransic, luați măcar o mostră, luați ceva, deci insist, insist și subliniez toți domnii care mă urmăresc, testați fransic 63.55, da? Pe Dubai Collection aveți și mostre și decanturi. Testați-l. Testați-l, dar din nou, de la primul puf, indiferent că luați mostră sau decant, Uh, retestați acea mostră sau decant după două săptămâni. Da? Pentru că are nevoie de două săptămâni să se întâmple minunea. Din nou, France X 63.55. Nu face parte din acea categorie de parfumuri care a fost dragoste la primul nas. Din contră, în momentul în care l-am testat pentru prima dată, mi s-a părut extrem de slab. Da? Însă, după două săptămâni, acest parfum face parte din acea categorie de parfumuri ce nu mi vor lipsi niciodată. Și de ce am spus eu că vin cu două către voi și că sunt supărată pe Latafa? Paranteză, uh, Cecilia, adică si Chronicles, cu siguranță o urmăriți și pe ea, n-aveți cum, ea e șefa pe Middle Eastern între ghilimele. Uh, a spus despre Antic din gama nișe Marati Latafa da, că este același miros cu uh, Lime Grey de la Latafa, îl am și pe acela, am nevoie de încă o sticlă și din acel parfum, dar, dar nu despre asta e vorba. Uh, ea susține că Antic este aceeași chestie cu Lime Grey. Nu, nu, uh, după nasul meu <coughs> și după experiența mea, după părerea mea umilă și profană, da? Astea două sunt identice. Deci sunt identice. Ce resimt în Francisc 63-55, același, dar același lucru se resimte în Antic și Marati de la Latafa. Este fix aceeași poveste. Da? Dacă ar fi un 2% diferență, în sensul că uh, chiar ieri să rămână, dacă mă vedeți, știu că mă vedeți să rămână, Chiar ieri vorbeam cu doamna Grațiela pe Messenger și am întrebat-o ce părere are despre aceste două arome. Și în momentul în care dânsa mi-a spus că Francic 63,55 îi se pare oarecum mai dulceac decât antic, bineînțeles că m-am dus și le-am pulverizat din nou și eu. Și da, dacă ar fi un 2% diferență între aceste două parfumuri, ar fi faptul că varianta Fragrance World este ușor mai dulce, dar foarte, foarte fin mai dulce, adică nu e ceva in your face, nu e ceva să-ți dai seama. Concluzia finală, aceste parfumuri le-am inclus datorită, în această selecție datorită faptului că au partea aceea, au dry down-ul, dry down-ul, nu parte, um, pudrat cremos, extrem, extrem de sexy, dar, dar, dacă vă doriți acest parfum care costă o căruță de bani între ghilimele, cumpărați-l pe acesta. Da? Deci cumpărați-l pe acesta pentru că este și nu o spun da? că vai de mine îl comercializează Dubai Collection și că îmi strâng eu puncte. Nu, dar uh, evitați dezamăgirea pe care am avut-o eu când am comandat acesta blind, da? Acesta m-a costat 250 de lei, acesta costă 160 de lei, dacă nu mă înșel. Da? Deci pur și simplu faci scutire de 100 de lei. Da? Deci la tafa face și prostii. Bine, pe partea cealaltă da, nu pot spune că uh, regret uh, fapta între ghilimele, deoarece sunt fiartă pe tot ceea ce înseamnă ADN de gri șarnel. am pe acestea două. Am și la M -Gri de la Latafa. Urmează să mi ajungă și un decant din original și urmează un videoclip dedicat acestui ADN de gri șarnel de la BDK. Bun, o oră. Hai, hai că pot ultimele două. Dar acum cu scuzele de rigoare. Am vorbit eu o oră, dar e pentru prima dată când vă vorbesc despre 17 parfumuri într-un videoclip. Bun, pe repede înainte. Oricum, acesta, Date Night de la Deep Proposal. De la Deep Proposal Date Night de la Hadlaj. Da? Um, abuzez în continuare de el. Hai, de viața mea. Bun, bun. Date Night de la Hadlaj, v-am vorbit în mai multe videoclipuri, o să vă las pe aici, mai peste tot, da? Date Night de la Hadlaj este um, cel mai sexy parfum Middle easter Este cel puțin din ceea ce înseamnă casa Hadlaj, da? Adică mai sunt sexo sexoșenii pe aici și uh, Date Night este cel mai sexy parfum al casei Hadlaj. Găinaj, Coco, da, bun, am eu un secret, secretul meu cu Coco, bun, um, date night de la Hadlaj este din start, fără alte discuții, acel parfum din categoria parfumuri de făcut copii, pentru că da, este extrem, extrem de bine blenduit, întâlnim aici, o tuberoză mai altfel. Eu nu mă dau un vânt după tobero... tuberoze. <laughs> nu mă dau un vânt după nota de tuberoză, dar sunt această uh, femeie atipică, nu, nu sunt fiartă pe orice tuberoză, așa cum nu sunt fiartă pe orice trandafir. Dar aici avem acea tuberoză atipică mai altfel, nu e nimic copleșitor, nimic să te ia de cap, exact cum am mai spus, dar, 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 de ce este el aici? Este mixul perfect între pudră de make-up și rujul mamei, da? Sună un pic aiurea atât timp cât eu am spus că este acel parfum de făcut copii, să-l asociez cu ceva um, inocent și copilăresc, cum este imaginea mamei, Da? Dar cam așa este date night, da? Pur și simplu pudră de make-up și ruj, dar neapărat ruj roșu, nu mă întrebați de ce, dar asta simt aici da? Uh, cu siguranță își merită locul în această selecție și nu vorbesc mai multe despre el pentru că v-am tot vorbit Și mă repet, o să vă las pe undeva pe aici videoclipurile ultimul, dar nu cel din urmă, pentru că, pentru că, chiar, haideți să-l ținem așa, unde e? până aici, chiar dacă eu am consumat atât din el, da, și când spun atât, gândiți-vă că până aici este fundul dublu al acestei sticle, se vede? Nu prea se vede. Bun, deci de aici în jos este, aici este fund dublu și eu am consumat atât din el, și am backup pe drum. Da, am backup pe drum, am comandă la Dubai Collection și am achiziționat încă un muhib. Muhib de la Fragrance World, uh, gama Alatur, dacă zic eu bine, dacă nu mă corectați voi în secțiunea comentarii. Întâi și întâi de toate, notele care voi le veți vedea afișate, oricum vă las și eu, pentru acest parfum, nu au nici cea mai mică legătură cu felul în care miroase el. Deci nu vă luați după notele alea pentru că nu are nicio legătură. Nu înțeleg și nu voi înțelege niciodată de ce um, cei de la Fragrance World au listat aceste note pentru această superbitate de parfum. Hai de viața mea și de sufletul meu. Deci, deci. Este sexoșenie într-o sticlă. Da? Categoric. Este sexoșenie într-o sticlă. Este acea aromă caramelicioasă de violete pudrate. Da? Deci ai multe, multe violete pudrate, pudrate, nu în sensul acela de ceva comestibil, da? Violete pudrate cu pudră de make-up, da? peste care pur și simplu pui așa un topping din acela dens de caramel. Da? Este și el la rândul său, oarecum în zona lui Baracat Gentle Gold Fluidity, însă, însă, Baracat Gentle Gold Fluidity este oarecum mai soft față de acesta și când spun mai soft nu mergeți către zona de performanțe. Uh, mai soft ca profil olfactiv, chiar dacă ambele sunt inspirate din acest parfum de la MFK, dar mai soft în sensul că nu are tenta aceea care din Muhib. Da? Genul acela de. Nu v-am vorbit despre el până acum, oricum o să discutăm într-un videoclip viitor, este genul acela de vanilie old money, cum se spune, cu violete pudrate și topping de caramel, da? Dar când spun topping de caramel, nu vă gândiți că este genul de pudrat gourmand, cum este, unde l-am pus, aici, frenetic delicios, nu, este acel pudrat pudratul acela senzual, pentru că da, cel puțin pe pielea mea, în dry down, are un pudrat superb. Și pe pielea mamei mele, pentru că am pufăit-o și pe ea, v-am mai zis, eu fac experimente, da, când pe mami, când pe al meu soț, pe mama, acest, pe mami, sună urât mama, pe mami, acest muhib de la Fragrance World, are dry down-ul mult mai pudrat decât pe pielea mea. Da? Deci uh, achiziționați întâi mostre pentru el. Uh, acest muhib este în viața mea și în sufletul meu. Mulțumită Alexandrei! Eu inițial îmi luasem baraca Gentle Gold și Alexandra mi-a zis comandă ne neapărat muhib. Și dacă nu mă înșel, nici nu mai știu, mi se pare că am luat mostră, dar am luat mostră prima dată și apoi muhib. Bun, atât pentru videoclipul de astăzi, o oră și șapte minute, dar totuși am vorbit despre 17 parfumuri și dacă ați rămas cu mine până la final, vă mulțumesc din tot sufletul meu. Um, Haideți să ne auzim în secțiunea comentarii după ce dați like acestui videoclip, că mă ajută și pe mine să fiu mai vizibilă pe YouTube. Am înțeles și eu târziu care e treaba cu algoritmii YouTube și neapărat dacă nu vreți să-mi lăsați preferințele dumneavoastră pudrate din zona Middle Eastern, fie că sunt pudrat gurmande, pudrat gremo, gremo pudrat cremoase sau pudră de make-up și atât, sau pudrat curat, lăsați-mi și mie preferințele dumneavoastră. Dacă nu vreți să faceți acest lucru, lăsați-mi orice emoticon și da, orice emoticon, lăsați-l acolo. Vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până la final. Veți avea link în bara de descrieri pentru toate cele 17 parfumuri, inclusiv pentru SOTD-ul meu, My Scent of the Day. Și nu uitați, când îmi comentați, spuneți-mi și mie ce parfum purtați în ziua în care comentați. Câtă logică! Bun. Vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez și până data viitoare vă doresc zile minunate și pline cu parfum. V-am pupat!